Nici nu a apucat să intre pe teren și a fost eliminat. Doru Bratu a primit cartonaș roșu în etapa cu numărul 24, partida din Dinamo Pandurii, pentru injurii adresate arbitrului de margine, în timp ce el era la încălzire. Comisia de disciplină din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal a decis ca jucătorul să stea pe bancă la următoarele două partide ale Pandurilor cu CFR Cluj și Gazmetan Mediaș. Se sancționează jucătorul Doru Bratu de la CS Pandurii Târgu Jiu cu suspendare pentru două jocuri și o penalitate de 3.000 de lei. Se comunică pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal. Doru Bratu nu a apucat să evolueze pe teren nici măcar un minut la partida cu Dinamo București. Fundașul gorjenilor era la încălzire și se pregătea să intre pe teren, dar un schimb de replici cu arbitrul asistent Octavian Șovre l-a determinat pe Cristi Balaj să-l elimine.